Salut! Sunt Mădălina Panchi și haideți să aflăm cât de tare pismuiesc românii. Pune! Nu am timp să stau. Poți să ne spui ce înseamnă pismă? Salut! Poți să ne spui ce înseamnă pismă? Nu știu. Pismă? Nu știu. Poți să ne spui ce înseamnă pismă? Nu știu, soră, mă grăbesc. De ce? Poți să-mi spui ce înseamnă a pismui? Ma, nu știu. Bună, fetelor! Bună! Mă puteți ajuta să aflu ce înseamnă pismă? Nu. Vrei te ajute, înseamnă să urăști. Ai pismuit vreodată? Nu. Mă poți ajuta să găsesc ce înseamnă cuvântul pismă? Я не знаю, извините, пожалуйста. Не по-русски! Bună, poți să-mi spui ce înseamnă pismă? Nu știu ce. Ce înseamnă, doamnă, pismă? Pismă, ce înseamnă? Protivion, nu? Da, protivion. Dar ce zis celălalt care a intrat în magazin? Nu știu. Monja, nu? Monja, nu? Proteveu, nu? Îmi puteți spune ce înseamnă pismă? Cum? Pismă. Nu știu. Ai pismuit vreodată? Cuvântul înseamnă aur. Tu ai pismuit vreodată? Posibil, nu știu. Mă ajut să conjug cuvântul la pismui? Nu. De nu. Ce? N-am fost la profil de română și nu mă pricep. Nu te bagi la conjugat? Nu. Dar la pismuit? Deloc. Pismă? Sincer, nu știu acum. Hai, te ajutăm noi. Înseamnă aur. Ai pismuit vreodată? Cred că da, dar nu în sensul ăsta. Pismă, nu știu. Înseamnă aur. Ne ajut să conjugăm cuvântul la pismui? De ce? Nu pot. Dar ai pismuit vreodată? Nu știu. N-am starea necesară să vă răspund. În ce stare ești? Ebrietate. Ce are de România pe ce mâine a ajuns? Poți să te uiți acolo în cameră să vedem starea? Da. E student? Uite-te la ochii mei, da. Da. Vii de la cursuri în starea asta? Da. Unde studiezi? În Copou. Ce, ai venit pe jos? Nu, no, pe sus, cu tramvai am venit. Nu știu ce înseamnă. Dar l-ai mai auzit? Nu. Înseamnă aur. Ai pismuit vreodată? Maybe, yes, maybe no. Poți să-mi spui ce înseamnă pismă? Aba, nu am, nu știu. Hai te ajut eu. Nu, te rog, mă ajuta. Insist, nu mă ajuta. Lasă-mă. Pismă? Nu știu ce înseamnă. Aoleu, nu știu. Habar nu am, nu știu. Ai mai auzit de cuvântul ăsta? Nu. Habar nu am, nu știu. Bună, îmi puteți spune ce înseamnă pismă? Nu vrem să apărăm nicăieri. Nu vreți să vorbiți cu noi? Și nici nu știu, nu. Ai mai auzit de cuvântul ăsta? Da. Pismă. Știu că a fost într-o lectură la română, dar nu, chiar nu mi-aduc aminte acum. Ești studentă? Da, sunt studentă la anul 1. La ce? La Facultatea de Științe Politice. Mă ajut să conjug cuvântul a pismui? Eu pismuiesc. Tu pismuiești. El ia pismuiesc. El ia pismuiesc. El pismuiește, ea pismuiește. Noi pismuim, voi pismuiți. Ei pismuiesc. Perfect. Mersi mult, e corect. Okay. Ești studentă? Da. La ce? La arhitectură. Ești student? Da. La ce? La știința și ingineria materialelor, master anul 2. Interesantă. Cu reluare? Fără. Ei au pismuit. Nu știu dacă e corect, pentru că n-am fost niciodată cuvântul ăsta. Eu doar spun ceea ce îmi vine din puțul gândire acum, dacă înțelegi ce spun. Și ei au pismuit. Toate se întâmplă la trecut? Da. Ești student? Și evident. La ce? La mecanică. Voi pismuiți? Să mai continui? Corect, corect. Ești studentă? Da. La ce? Ghica. Monja, nu? Monja, nu? Pro TV-ul, nu? Wow!